Și iată că sunt cel care spun cuvântul acesta. Sunt cel care fac și atingerea și ridicarea fiecăruia în parte. Dar iată că sunt așa de multe inimi împărțite. Și iată că sunt cel care vreau ca inima să fie întru totul a mea. Și iată că sunt așa de multe lacrimi care curg în ascuns. Și iată că în bunătatea și iubirea cea mare sunt cel care da, le șterg și le voi șterge. Și iată că sunt așa de multe guri care se deschide în mijlocire pentru cei care sunt din voi. Și spuneți că sunt singura șansă și vă spun că așa este. Mulți dintre voi vă puneți întrebări ca acestea, unde ați greșit în creșterea și în educarea lor. Dar iată ce vă spun. Lumina mea să lumineze puternic prin voi, prin felul vostru de a fi, prin felul vostru de a vorbi și astfel veți vedea cum voi face să fie atrași prin puterea aceasta care o lasă să lumineze voi, pe cei care în vreme ca aceasta sunt ațintiți înspre tot ceea ce este vremelnic și trecător. Unii dintre voi ați luat hotărârea să vă închideți mâna și să nu mai dăruiți odraslelor. Dar iată că pe unii îi veți întărâta la mânie făcând lucrarea aceasta. Dați cu măsură, dăruiți cu măsură și astfel să fie acoperite nevoile și să nu se ducă lipsă. Unii dintre voi ați rămas în fața ușilor închise și trântite în față și ați spus de multe ori, sunt dărâmat și sunt distrusă înăuntrul meu. O, iată, lăsați ca ușa aceasta să bat eu la ea, că sunt cel care am diferite metode de a lucra și sunt cel care pentru fiecare în parte sunt îndurare, cum ați văzut și ați înțeles de multe ori. O, de foarte multe ori am fost cei care ați venit înaintea mea și n-ați îndrăznit în fața bisericii să prezentați nevoile vieții, că ați spus mulți, tu ne știi și ne cunoști cum suntem. Chiar așa sunteți în locul acesta, cunoscuți și cercetați doar pe mine, pentru că iată în cercetarea și în cunoașterea pe care o am față de voi, vă spun că nu sunteți uitați încă o dată, că au fost unii dintre voi care ați crezut și ați simțit că sunteți uitați. Aș putea eu să uit plămădeala mâinii mele? Aș putea eu să nu fiu cel care să întind mână de ajutor celui care este căzut? O, nu! Unii dintre voi este un proces puternic de deslipire în care ați intrat și procesul acesta va continua pentru că vă vreau mai alipiți pentru mine. O altă parte sunteți cei care faceți lucruri și nu înțelegeți că de ce sunteți implicați în ele, dar iată că rămâneți în ascultare față de mine. Ați vrea să discutați cu cel, cu cea de lângă voi, ca să spuneți, dar nu aveți un înțeles clar. Dar iată, spuneți-mi mie, pentru că sunt cel care vă fac o cârmuire și o îndreptare a tuturor lucrurilor și să înțelegi că sunteți în voia și în planul meu. Alții dintre voi aveți o rândă în a face mult mai mult decât ceea ce faceți. Dar sunteți cei care vă izbiți de împotriviri omenești. Bărbaților, fiți cu băgare de seamă. Cei care se luptă pentru mine și lucrarea mea, nu fiți o pierdică pentru fratele vostru. Că niciunul dintre voi nu face o lucrare pentru sine, nici pentru aproape, ci face pentru Domn și Stăpân. Înțelegeți lucrarea aceasta, nu vă puneți piedici, ci fiți împreună lucrători unii cu ceilalți, spre gloria celui care o merită, ca să-și adune mulțumirea de pe buzele voastre. O altă parte, iată că sunteți cei care ați spus că v-ați implicat totdeauna în lucrarea mea și iată că mulțumirea a fost cea care nu vă puteți lua de la om și nici să nu o așteptați, că eu sunt cel care dau răsplătirea, care este mult mai mare decât mulțumirea și recunoștința. Iată despre voi, femei, o, să fiți înțelepte, pentru că de așa de multe ori ați venit în
înaintea mea și a spus, suntem cele care suntem sacrificate. Să vă bucurați că sunteți sacrificate pentru bine, pentru cei din casa voastră și pentru o lucrare bună din casa mea. Și iată că sacrificiul acesta să-l priviți ca un prilejit de bucurie care l-am rânduit să rămâneți în el. Că despre voi, tineri, o, de așa de multe ori, sunt cel care vă pun împreună ca să fie o armonie și o înțelegere în slujire. Și nimeni să nu se lupte să fie cel din tâi și cea din tâi. Că eu pun și aleg pe fiecare, alte o dau la o parte și ridic pe un altul, pe o alta, ca să ridic în drepte de prelucrare și de apropiere. Să nu vă mâniați unii pe ceilalți, că în fața mea toți sunteți buni și folositori și am nevoie de implicare și de lucrare a fiecăruia. Și să nu uiți biserică, sunt cel care întotdeauna, pentru tine și dreptul tău, am făcut o lucrare și de vânare și de purtare de grijă. Dar iată, fiți vegheatori și rămâneți în mijlocire, că iată că focul străin ar vrea vrăjmașul să pornească, atât în familie, cât și în locaș acesta. Să nu fiți copii nici la minte, nici la vorbire, ci întotdeauna lăsați ca sfatul meu să fie prioritar pentru voi. Și astfel, cu toții, veți fi cei care veți avea parte de clipe de cercetare și prețuiți ceea ce trebuie prețuit cu adevărat unitatea la care v-am chemat și v-am așezat. Și nu uitați, nu este nevoie de nicio alegere.